Timpul liber e tot mai puțin, munca vacaparează, de aceea majoritatea oamenilor încearcă să se rupă de rutina cotidiană și să evadeze din oraș în locuri liniștite și fără mult zgomot. Din păcate, timpul liber devine din ce în ce mai mult un lux pentru majoritatea dintre noi. Pentru a vă relaxa, puteți merge la cumpărături sau vă puteți suna prietenii. Proiectele vă așteaptă mâine cu minți pe birou. Cum vă petreceți timpul liber? Plimbindu-l! La plimbări, la ștrand, diferite pasiuni, lectură, călătorii. Păi eu mă duc să mă distrez în cluburi și cam atât. Nu prea am timp liber. Mă duc la țară, am de lucru aici. Ne pregătim să mergem în concediu unde are făinile, Felix, Amare, nu știu. Am făcut doar câteva zile așa, broscărie, boghi și aici în Europire, dar vom merge o săptămână, 8-7 zile, ori la Felix, ori la programele astea acum care sunt pentru, după 15 august. Acasă. La furat, furăm. Da. Nu, glumez. Da, pe, cu fetele la o... Jocă, da, tot timpul avem timp liber pentru copii. La muncă. La muncă și acasă, la gospodărie. Sunt pensionar cu nepoțica. La țară, la Tăjnad, la Acuș, când se poate.